Ce hotărâre ei la acest pacient sfinx care prezintă la cei doi ochi sechestru cornean vascularizat care, deși tratat, nu a răspuns la acest tratament foarte corect efectuat de proprietari? Păi haideți să vedem dacă operăm un singur ochi sau ambii ochi. La ochiul drept, pacientul nostru prezenta un sechestru cornean vascularizat de dimensiuni reduse, dar cu o uveită secundară, deci trebuie operat. La ochiul stâng, pacientul nostru prezenta un sechestru cornean foarte bine reprezentat, dar timid vascularizat. Trebuia și acesta operat. Este foarte important când hotărăști să efectuezi intervenția chirurgicală în cazul sechestrului cornean la cei doi ochi, ca proprietarul să înțeleagă că toată povara tratamentului postoperator cade pe umerii acestuia și că trebuie să fie responsabil. Acest pacient a intrat în sala de operație, am efectuat keratectomia bilaterală, am aplicat o lentilă de contact de colagen soft shield la fiecare ochi și am efectuat tarsorafia. Pacientul nostru timp de 3 săptămâni nu vede, deci este foarte important ca proprietarul să accepte intervenția chirurgicală bilaterală și mai ales să fie responsabil. Eu de data aceasta am fost norocoasă. Pacientul acesta de la malul mării a avut parte de un proprietar impecabil, excepțional. Am primit fotografii după intervenția chirurgicală, toaleta ochiului s-a realizat impecabil. Această fotografie este la 7 zile de la intervenția chirurgicală, ochii curați, firele de sutură în poziție, gulerul purtat, deci ce poți să-ți dorești mai mult ca și medic. În schimb, la 3 săptămâni de la intervenția chirurgicală, când un coleg a îndepărtat firele de sutură, ne-am bucurat pentru ochiul drept grozav, cornea este transparentă, minunat, nedureros ochiul, dar la ochiul stâng mai avem ceva de lucrat. Zona centrală de keratectomie este transparentă, dar periferic încă această cornee este pigmentată. Va trebui în continuare să efectuăm tratamentul cu lacrimi artificiale de calitate, dar eu mă bucur, acest caz este absolut minunat.